Nu! Готовый твой бурник. Eu aștept, eu aștept, calm. Speranța, unde te grăbești, Speranța? Unde te grăbești? Eu am tot respectul pentru voi și un minut nu schimbă nimic. Vă mulțumesc. Astăzi înțeleg că urmează să fie prezentat de către guvern angajarea răspunderii pe bugetul țării pentru 2015 și în acest context am vrut să menționez câteva elemente. Unul pe formă, vorba politicianului din Republica Moldova, și unul pe conținut. Pe formă, din punctul meu de vedere, metoda aleasă de cei care se află la guvernare astăzi, PD, PLDM și PCRM, este una absolut defectuoasă. Nu este voie ca cel mai important document după care trăiește țara, atât oamenii simpli, cât și oamenii de afaceri, instituțiile statului, companiile statului, care determină mediul de afaceri, care vine cu o soluție pentru problemele stringente, să fie decis de câțiva miniștri sau de membrii guvernului. Știu că se va face paralele și am văzut deja că se fac paralele cu angajarea răspundere pe care am făcut-o angajare de prim-ministru cu colegii mei de atunci, în 2014. Din punctul meu de vedere, nu există niciun motiv pentru astfel de paralele. În 2014, vara și, în special, spre toamnă, eram în perioada de încheiere a unui mandat, nu doar al guvernului, și al parlamentului. Știam cu toții că nu există o majoritate funcțională, dar trebuia să venim cu soluții prompte și pentru mai multe probleme sociale. Dacă vă aduceți aminte, am venit cu majorări de salarii și bine argumentate și pe care le-am planificat din timp și am venit cu anumite modificări pentru deficiențele care existau în cadrul legal pe funcționarea sistemului bancar pentru a oferi băncii naționale mai multe competențe. Și au fost și mai multe documente foarte importante. Dar acum suntem la începutul unui nou mandat. Mi s-a spus că acest guvern minoritar susținut, tacit sau nu tacit de către comuniști, va reuși să facă așa încât toate problemele importante să fie discutate, să fie analizate, să se vadă toate nuanțele, fiindcă vreau să vă zic că atunci când ți-aș angajezi răspunderea, riscul de a mai scăpa anumite elemente care după aceea creează probleme este unul foarte mare. Dar atunci când vorbim despre bugetul țării, atunci când vedem în ce context el a fost elaborat sau în ce circunstanțe a fost elaborat și cum se promovează el, vorbește despre încă o dată acest aranjament extrem de defectuos, unul foarte nefuncțional și unul care mă face să-mi pun întrebarea cum vom acționa noi mai departe, cum vom adopta și alte legi extrem de importante pentru țară, pentru modernizarea țării, pentru a veni cu răspunsul la multiplele probleme care, din păcate, iată că se extind ca număr. Probleme în domeniul situației politice, sectorul bancar nu am văzut nicio soluție, în sistemul financiar, în economie pe ansamblu. Deci, încă o dată, metoda aleasă de guvernare arată cât de defectuos este acest sistem. Și iată că și pe, eu îmi pun întrebarea, sper că una firească și cu alte legi complicate, dar necesare, la fel guvernul își va angaja răspunsul și atunci care este rostul Parlamentului în general? Deci, după mine, această metodă aleasă denotă criza în care se află, lipsa de perspicacitate a celor care au conceput acest guvern minoritar, arată cât de funcțional și cât de dependenți sunt PD-ul și PLDM-ul de voința comuniștilor, fiindcă altă explicație decât faptul că comuniștii pe anumite motive nu au să voteze, să discute, să dezbată și să voteze aici în Parlament,
proiectul de lege, eu altă explicație nu văd. Acum, în ceea ce privește pe conținutul proiectului bugetului și politicilor fiscal-bugetare pe care le prezintă sau pe care și-a asumat angajamentul guvernului. Grupul de inițiativă pentru constituirea Partidului Popular European din Moldova va veni cu analize detaliată pe cele mai importante elemente și prevederi. Dar la o analiză preliminară se văd mai multe defecte, mai multe deficiențe a acestor documente, după care vă spuneam de documente cheie. Uitați-vă la deficitul bugetar care este prognozat, enorm de mare. Nu am înțeles care vor fi sursele de acoperire a acestui deficit bugetar, dar din păcate toată structura acestor documente denotă că deficitul bugetar va fi mult mai mare, fiindcă sursele indicate ca venituri, după mine, sunt absolut nerealiste. Deci acest document din stat nu răspunde la foarte multe probleme pe care le avem noi. În afară de acest lucru, am zis că politicile respective și bugetul urmează să creeze un mediu de afaceri mai propice, să ajute pe cei săraci să depășească această stare, iar pe cei bogați să plătească mai multe impozite din casele de lux, din autoturismele de lux. Văd că nici în acest context nu se vine cu astfel de soluție. Propunerea, de exemplu, pe majorarea accizilor la produse petroliere cu 6,4 vor genera doar creșterea în lanț a prețurilor. Noi am vorbit că trebuie să inversăm situația, să punem accent în primul rând prin adoptarea unor amendamente la legea privind produse petroliere, a noii metodologii care va permite să diminuăm profitabilitatea companiilor petroliere din Republica Moldova și atunci vom putea obține eventual printr-o creștere a accizilor, dar prețuri rezonabile, fiindcă astăzi prețurile la produse petroliere în Republica Moldova sunt exagerate și nu țin cont de schimbările pe piața internațională. Și aici totul se inversează. Sau creșterea cotei taxe pentru utilizarea drumurilor, pentru autovehicule matriculate în Republica Moldova cu 50%. Iarăși va lovi în mod special în cei care sunt posesori a unor autoturisme de clasă medie. În loc să ne axăm pe calitatea infrastructurii, pe calitatea drumurilor, venim doar cu măsuri de constrângere. Acum, în sectorul financiar bancar, în esență, statul vrea să schimbe sistemul de stimulente, astfel încât să motiveze persoanele fizice și juridice să împrumute statul și să nu depună bani la bancă. Ne vom pomeni cu credite și mai scumpe. Măsura propusă mai sus, de fapt, va acționa contrar obiectivului de a facilita accesul la finanțări ieftine și, în esență, nu poate fi denumită altfel decât una clasic comunistă. Iar noi am vorbit că cât de important este să stimulăm, să dezvoltăm întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova, iar fără acces la resurse ieftine, o astfel de dezvoltare este imposibilă. Sau anularea și scutirea la impozitul pe venit obținut din creditele acordate pe o perioadă de peste 2 ani. Aplicarea acestei măsuri va duce inevitabil la scumpirea creditelor, la fel care într-un final va contribui la reducerea activității întreprinderilor. În domeniul migrației, practic, este introdus impozitul pe venit pentru muncitorii migranți sezonieri, inclusiv studenții care pleacă prin programul Work and Travel în SUA. În această măsură îi va afecta mai ales pe cei care muncesc în Rusia, unde proporția muncitorilor sezonieri e de aproape o treime. M-am oprit doar la câteva elemente din documentele pe care astăzi guvernul le va prezenta. Dar le va prezenta nu pentru analiză, nu pentru dezbatere, ci va fi o situație clasică de a pune în fața faptului împlinit legiuitorii din Republica Moldova, dar și mai special societatea din Republica Moldova. Îmi exprim încă o dată dezaprobarea totală față de felul în care s-a elaborat acest document și se promovează acest document și, bineînțeles, față de mai multe elemente, cheie, articole din documentul prezentat. Eu vă mulțumesc. Aveți întrebări, sunt gata să răspund. Hai să ajungem, să nu discutăm ipotetic. În momentul în care se va lansa moțiunea de cenzură, atunci vom veni și noi cu poziția noastră.
Alte întrebări. Există motive pentru care nu ați susținut această moțiune, condițiile care se ridicați în acest moment? Am zis, în momentul în care va exista o moțiune de cenzură, vom veni cu o poziție clară a domnului Carpu și a domnului și a mea personală. În ce sens? În sensul că avea atâtea critici cu privire la activitatea, la proiectele făcute, la felul în care se votează. Dacă depinde doar de mine și de domnul Carpu, vă asigur că am procedat urgent la reformatarea coaliției. Avem nevoie de coaliție funcțională majoritară, cu angajamente foarte clare, cu priorități foarte clare. Uitați-vă că au adoptat un program de guvernare și în ce măsură se respectă el. Eu, deocamdată, într-o lună și jumătate de când există guvernul, nu am văzut niciun angajament foarte clar din programul de guvernare transpus în acțiuni, fie prin venirea în Parlament și prezentarea amendamentelor sau noilor inițiative legislative, fie prin decizia ale guvernului. Deci, dacă ar fi depins doar de mine și de colegul meu, atunci am ști ce trebuie să facem. Dar doi deputați din 101 nu pot schimba radical. Cel puțin deocamdată nu putem schimba. Ce se va întâmpla pe viitor, pe, inclusiv cel respectiv, imediat vom vedea. Mă întrebați în calitate de anchetator, procuror sau judecător? În calitate de deputat și în mod special în calitate de fost prim-ministru, pot să vă spun că în acest domeniu există foarte multe probleme. Și dacă vă aduceți aminte același subiect al deficienței de medicamente la mai multe spitale din Republica Moldova și în mod special aici din Chișinău, au arătat că e un management extrem de defectuos. Și atunci am trimis la începutul lunii februarie, când solicitările mai multor cetățeni, pacienți, vorbeau despre lipsa de medicamente și la Spitalul Republican și la Spitalul de Urgență. Și am început o investigare, o verificare urgentă și am constatat multiple probleme, deși fosta conducere a Ministerului m-a asigurat că totul este bine și totul este în regulă. Și când am cerut inclusiv demiterea unor șefi de spitale, reacția a fost una că nu e necesar să fie demiși. Eu nu pot comenta acțiunile CNA-ului, nu le-am comentat nici atunci când am fost prim-ministru și n-am dat niciodată indicații. Sper că au suficiente motive pentru a efectua aceste acțiuni și percheziții. Dar faptul că în domeniu există probleme, bănuiesc că pentru nimeni nu este secret. Nu vă supărați, chiar nu am cum să comentez astfel de speculații. Dacă nu mai există alte întrebări și în cazul în care nu ne vedem până la Paști, vă doresc tuturor sărbători fericite. Mulțumesc! Poftiți? Cum mergeți? Cu familia.